Dai scroll pe Facebook, așa cum facem fiecare oră în care nu ești atent și nu te vede proful slash profa, și dai peste ceva nou și galben. Boovie Festival. Spui tu un gând pentru că ești la oră și nu trebuie să te vadă proful slash profa. Oare ce artiști vin la festivalul ăsta? Armin Van Buuren? Tudor Gheorghe? Andrei Șelaru? dar stai că nu-i festival de ăla, spui tu. E cu book trailere? Book și trailere? După ce îți pui ochelarii de citit și faci niște research, asta este o mică unealtă care ne va ajuta mai târziu. Afli că Boovie este de fapt o chestie super mișto și vrei și tu să participi. Găsești formularul de înscriere, îți pui numele și adresa ta de e-mail și... Stai. Ce? Membru 1? Membru 2? What? Da. Boovie este o competiție pe echipe. Am nevoie de echipă, pot să citesc cartea, să scot informații cheie, să caut locații, să joc toate rolurile, să filmez, să montez singur. Dacă ești o persoană capabilă să îndeplinească fiecare rol dintr-o producție video, sincere felicitări, dar nu despre asta este Boovie. Festivalul încurajează munca în echipă și veți avea nevoie de o echipă, nu doar ca să vă înscrieți, dar și pentru a realiza un trailer cât mai reușit. În orice proiect de succes trebuie să existe un lider. Atenție! Lider! Nu dictator, nu șef pe hârtie și absent în rest. Un lider. E, dar noi suntem toți lideri în echipa noastră. Luăm toate deciziile împreună, votăm chestii. Nu avem nevoie de lider. Mă bucur că vă înțelegeți atât de bine, dar credeți-mă, trebuie să existe o persoană care să vă ghideze pe toți pe aceeași direcție unitară. Altfel, încet, dar sigur, o să vă rătăciți fiecare în direcții diferite. 1. Un lider de succes are viziune. Își poate imagina cum va arăta produsul final, știe ce trebuie făcut ca să arate așa și își poate explica ideile pe înțelesul tuturor membrilor. 2. Un lider de succes nu dictează. El primește feedback, propuneri și idei de la membrii echipei și le ia în considerare. 3. Liderul este judecătorul suprem. În cazul unei dispute între idei conflictuale ale membrilor, el primește argumente din ambele părți, în urma cărora ia o decizie. Studiu de caz. Cici și Țiții. Cu tz. Cici vrea ca trailerul să fie mut și să fie condus de muzică, în timp ce Țiții vrea să aibă multe replici și mai puțină muzică. Niciunul dintre ei nu lasă garda jos. Ei bine, atât Cici cât și Țiții trebuie să-și construiască mai multe argumente valide pe care să le prezinte apoi liderului. Bobo. Bobo ascultă cu atenție, decide să facă un trailer mut și explică lui Țiții de ce, în opinia lui, ar avea un efect mai bun. Îi propune însă să aibă o replică la final. Compromisul păstrează pacea. Trebuie totuși moderat dacă vreți să perfecționați o idee. Atenție, aveți încredere în liderul vostru. El are mereu ultimul cuvânt. În același timp, dacă ești lider, trebuie să câștigi încrederea celorlalți membri. Ascultă-i pe toți și încearcă să introduci câte ceva din ideile fiecăruia în proiect. Iar dacă nu ești deloc de acord cu idee, vină cu argumente valide pentru care nu ar trebui să o introduceți în proiect și explică-le pe un ton calm, nu adversativ. Să presupunem că ești singur și te-ai decis că vrei să te înscrii și te-ai autodeclarat deja lider, boss. I'm the boss. Cum îți alegi membrii? Să începem cu structura. O producție... O producție de film normală ar avea director, producer, cinematographer, runner, gaffer, actor, sound... And a whole bunch of other things. Editor. O echipă de Boovie ar trebui să aibă minim un regizor și o persoană pe partea tehnică, adică cameră și montaj. Sau unul pe cameră, unul pe montaj. Aceștia pot fi și unul singur, dar sunt și avantaje și dezavantaje. Avantaje. Regizorul nu trebuie să explice cameramanului nimic. Știe exact ce vrea să facă și cum vrea să o facă și o pune singur în aplicare. Dezavantaje. O persoană poate avea calități regizorale foarte bune, dar nu are suficiente cunoștințe pe partea tehnică pentru a profita de ele din plin. Sau, invers, poate se pricepe foarte bine pe filmat și montat, dar nu are idei foarte bune ca regizor. Încercați să vă recunoașteți limitele și să acceptați ajutorul celor care stăpâneți mai bine un rol.
Pe lângă aceștia, cei mai importanți sunt, evident, actorii. Personajele conduc acțiunea și trebuie reprezentate cât mai credibil. Un actor bun nu este cel care arată bine pe cameră sau care corespunde cu descrierea personajului din carte. Un actor bun este cel credibil, care te face să crezi că ceea ce se întâmplă în film chiar are loc și nu e doar un adolescent care spune niște replici. Căutați persoane teatrale, versatile, care pot juca într-un mod credibil mai multe stări și sentimente. În film, punctul de vedere nu este fix. Se mișcă în jurul personajului și îl surprinde din unghiuri diferite în funcție de ce trebuie evidențiat din acțiunile lui. Așadar, căutați actori care joacă bine cu fața și care au mișcări naturale. Luați asta în serios și faceți casting! Adunați-vă colegii interesați și puneți-i la încercare! Puneți-i să joace mai multe scenarii triste, fericite, melancolice, nervoase! Puneți-i să stea în poziții diferite, să facă fețe diferite, să meargă, să alerge! Totul ca să înțelegeți exact cât de credibilă poate fi persoana respectivă în orice ipostază. Dar cum rămâne cu Fifi, prietenul meu cel mai bun? Vrea și el să bage, nu pot să-i spun, nu? Aici apare dilema străveche. Prietenie versus talent. Din nou, avantaje și dezavantaje. Un prieten sigur cooperează mai bine cu tine și cu siguranță vă veți distra mult mai tare și veți lucra și mult mai eficient. În schimb, un actor bun cu care poate nu vorbești atât de des, poate fi mai greu de convins, dar rezultatele vor fi vizibile în film. Apropo, dilema asta se aplică și la rolurile anterioare, cu cameraman, regizor, etc. Bineînțeles, cea mai bună variantă ar fi un prieten care joacă bine. Dacă aveți astfel de prieteni, grozav! Dacă nu, nu disperați! Gândiți-vă la stilul vostru de lucru, cu ce fel de oameni ați colaborat cel mai bine în scopul unui trailer reușit și alcătuiți-vă o echipă de succes pe toate fronturile. Sinergie. Asociația mai multor organe sau țesuturi pentru îndeplinirea aceleiași funcții. Colaborare eficientă, mai simplu. Rolurile astea nu vi le-am spus degeaba. Împărțiți-vă sarcinile în timpul proiectului. Dacă lucrează doar unul sau doi la tot proiectul și tot restul așteaptă doar să zică singura replică din film, nu o să terminați prea repede. Sau prea bine. Ajutați-vă reciproc, fiți implicați în proiect de la început și până la final și ocupați-vă de rolul vostru cu interes. În același timp, nu uitați să vă distrați! Veți lucra cu mult mai multă plăcere dacă vă simțiți bine. Spuneți glume, râdeți de situații, dar nu de alții. Sau cel puțin, nu prea mult. Și comunicați constant. O să vedeți cum ușor, ușor, totul vine împreună. Consens. Înțelegere la care se ajunge fără ca vreuna dintre părți să se opună. Basically, străduiți-vă să vă rezolvați disputele și să fiți cu toții pe aceeași pagină. Veți economisi mult mai mult timp și stres și nervi și vă veți concentra pe a face un trailer bun. Și vă veți distra. Logic. Păi, cam atât despre echipă. În episodul următor vom trece la Smeul Smeilor. Carte. Spui tu un gând pentru că nu ești atent. Stai, trebuie să mă uit acolo. Uita! O să vedeți cum ușor, ușor... Basically, străduiți-vă să revărut. Așa. Da, dar vreau să fie el, fie de la mine. Da.